În cursul zilei de luni, militarii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța au fost solicitați să intervină pe autostrada A4 Ovidiu Agigea după ce un autotren încărcat cu piatră s-a răsturnat. Intervenția a fost una destul de dificilă, a durat aproximativ o oră și jumătate. Întrucât ajuns la fața locului, colegii mei au găsit un tir răsturnat, șoferul fiind încarcerat. Mai întâi, în primă fază, colegii au stabilizat tirul pentru a putea extrage bărbatul în siguranță. Din fericire, șoferul camionului în vârstă de 53 de ani a fost scos din cabina autotrenului și transportat la spital în stare conștientă. Acesta prezenta o fractură deschisă la unul dintre membrele superioare, un traumatism abdominal și un traumatism craniocerebral. Potrivit oamenilor legii, cauza producerii accidentului a fost neadaptarea vitezei într-o curbă deosebit de periculoasă.